Got a big hole in the tank, a stick's gone through. Micul dejun e bifat. Check. Perfect. Vitaminizat, pre-workout urmează, făcut. Urmează. Mai avem o oră, de ce timp? Cum a fost ieri? Scurt, foarte demanding pe, din punct de vedere al efortului fizic, dar a fost o chestie tot de bifat, efectiv, că nu e atât de importantă din punctul meu de vedere ca timp. Poate poziția de start e importantă, dar vedem. Astăzi, care sunt principali adversari și cum vezi situația? Totdeauna la curse, de când merg la pro, adversarul principal am fost eu. Adică eu mă bat cu mine, nu cu ceilalți de pe traseu, care majoritatea sunt profi în adevăratul sens al cuvântului. Pentru mine e important să ajung la finish cu toate checkpoint-urile luate. Și întreg fără accidente. Și astăzi, adică nu mâine. Robi, bună dimineața, te-am prins pregătindu-te la fel ca mulți dintre riderii din paddock. Dimineața bună. Spune-mi, te rog, cât de greu a fost ieri și ce așteptări sunt pentru astăzi? Cum vezi situația dacă ploaia va veni? Ieri a fost destul de solicitant. Îmi plac că am revenit pe locurile vechi, că este mai mult spectacol și am ieșit pe locul 4, iar astăzi vreau să împing cât de mult pot, să ajung cât mai sus. Adversar nu am, pentru că obiectivul meu e să termin, m-am băgat la pro. Vreau să termin cursa, să mă bucur de traseu. Știu că au un traseu fain băieții. Și sperăm să ne accidentăm și să nu plouă. Neapărat să nu plouă.
stânga, Paul, stânga! Hai, pornește un pic, Andreea, să o pui în siguranță. Da. Ușor. Hai. Hai. Hai.
Давай, 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 давай